Când a fost să fac pub-ul, a fost ceva foarte organic. Faptul că trebuia să fie cu o tematică englezească. Englezească pentru că eu am crescut foarte mult cu Beatles. Nu m-a forțat cineva să-mi placă de ei. Pur și simplu când am auzit prima dată o piesă de ei, am înțeles clar că asta este ceea ce face pielea să tremure. E o frază pe care vreau să o scriu aici pe un perete pe undeva: cine ești tu când ieși de la firmă? Și inevitabil am ajuns să mă gândesc, dar cine sunt eu? Sunt Vlad Bolocan și aș fi vrut să fiu antropolog. Nu am o viață extrem de dinamică, dar sunt un om foarte agitat. Și în afara pub-ului, 24 de ore sunt conectat la pub. Pub-ul este zona crepusculară dintre muncă și timpul liber sau nemuncă. E foarte greu să îl numesc o distracție pentru că implică destul de multă seriozitate și nici nu e muncă de birou pentru că e totuși un pub. Când vreau să văd un film sau când intru și nu știu ce să văd, caut documentare. Cred că filmul cu care am rămas cel mai mult în cap e documentarul ăsta cu ăsta, cu Hodorowski. A vrut să facă The Dune în anii 70 și a mers să ia drepturile de autor și a vorbit cu scriitorul și a vorbit cu cei mai tari artiști ai momentului, i-a unit pe toți așa. A încercat să convingă și pe Pink Floyd să facă coloana sonoră, dar el a expediat. Nu l-a luat în serios, nimeni nu l-a luat în serios atunci pe Hodorowski. Și a făcut un book care acum are mare valoare. Pentru că book-ul e atât de profi, e aproape un comics, dar un comics foarte voluminos și așa. Și cel de urmă nu s-a făcut. Cel de urmă s-a schimbat vreo 2 ani. Totul era gata, totul era aranjat și cel de urmă nu s-a făcut. Și e cel mai frumos rateu, cred că, a secolului 20 în cinematografie, cel puțin. Și după asta au ieșit alții și au făcut filmul. Și a fost un rahat filmul care a ieșit în comparație cu ce vrea să facă asta. Și ăsta a mers la premieră. Și când a văzut filmul, s-a liniștit și a zis, ok. Deci 5% din ce am vrut să fac eu. Și se numește Hodorowski's Dune, de Frank Pavich. Dacă las la o parte pub-ul, cred că prioritatea numărul 1 este să fiu în oraș. Atunci când nu stau acasă și citesc sau nu mă uit la filme. Timp morți avem atât de mult încât putem să facem în ei tot felul de lucruri.